Atenție, doamnelor și domnilor, pericol major. Cu privire la USDT și la toate aceste reglementări MICA care ne-au dat târcoale destul de mult, destul de pronunțat, încă de pe la începutul acestui an formidabil 2024, în care Bitcoin-ul a printat noi maxime istorice, în care bursa americană a fost pe noi culmi și în care inclusiv aurul, goldul, da, ne-a arătat o performanță pe care nu știm dacă puteam să o proiectăm într-un timp atât de scurt, și anume de la începutul anului până acum. Plus că multe lucruri la nivel economic, mondial, s-au schimbat și parcă se schimbă de la zi la zi. Avem războaie care încep de nicăieri. Da? Oamenii mai nou se omoară ca și când lucrul ăsta e normal. Teritoriile scucerite ca și când nouă ni se cuvine absolut orice, nouă ca și oameni. So, per total, e un an nebun. Dar vreau să vă atrag atenția cu privire la un lucru important. De exemplu, Coinbase-ul a ghidat de spațiul economic european, a anunțat că o să încerce și o să delisteze, de fapt, cam toate monedele stabile care nu sunt reglementate. În momentul de față, ce este reglementat, e bine, este USDC-ul și EURC, da? EURC, atât. Și USDC-ul, atenție, nu USDT-ul. Drept urmare, se așteaptă ca USDT-ul să fie scos de pe marile exchange-uri reglementate, de pe CEX-uri, da? De pe exchange-urile centralizate, precum Binance, precum Coinbase, da? Și multe alte exchange-uri centralizate. Se așteaptă ca până la finele anului să fie eliminat USDT-ul. Și atunci noi trebuie să ne pregătim. Să încercăm să tranzacționăm prin intermediul USDC-ului și să ne protejăm. Acum vreau să fiți cu băgare de seamă. Nu putem zice că e o tragedie foarte mare. S-ar putea să fie un șoc pentru zona cripto, dar este un șoc care, din punctul meu de vedere, este priced in. Adică este deja cumpărat de piață. Este deja știut. Și plus că exchange-urile, marile exchange-uri, o să anunțe această delistare, probabil cu o lună înainte. Pentru că au, din punct de vedere a politicii, au obligativitatea să anunțe utilizatorii vis-a-vis de toate aceste schimbări. Da? Asta e în politicile fiecărui exchange, da? Burse de criptovalute, reglementată, centralizată. Doar că noi este important să fim cu băgare de seamă. Reglementările astea MICA, v-am mai spus că sunt bune din anumite puncte de vedere, pentru că ne păzesc de o grămadă de escrocherii și practic ne ajută să avem un capital mai protejat. Pe de altă parte, politicile de confidențialitate se pot înăspri, ceea ce ară nu-i neapărat rău, pentru că atunci când îmi pun niște fonduri pe un exchange, da, pe o bursă, eu vreau ca fondurile alea să fie cumva protejate. Asta se întâmplă și cu sistemele bancare, știți bine lucrul acesta. Pur și simplu asta se întâmplă. Ei îți dau o anumită acoperire pe o anumită sumă din bani. De obicei, băncile acoperă cam 100.000 de euro, dacă nu mai intervin și guvernele uneori să mai acopere eventualele daune pentru cineva care are mai mult, de exemplu, de 100.000 de euro depus într-o bancă, pentru cineva care depune câteva milioane, de exemplu. Acolo vorbim și de asigurări pe banii aia, vorbim de foarte multe lucruri. Lucruri care de altfel o să prindă tot mai mult contur, o să prindă tot mai mult validitate și în zona cripto, odată cu reglementările acestea și cu înăsprirea politicilor de securitate și de confidențialitate. Deci, per total, nu cred că e o tragedie. E un pericol pentru cei care nu sunt atenți la aceste schimbări și își păstrează cantitate semnificativă, pardon, în monede stabile precum USDT-ul.
Da? Trebuie să fiți atenți mereu la aceste schimbări care vin. Acum, haide să ne uităm puțin, doamnelor și domnilor, și la piață. Bitcoinul începe octombrie puțin mai agresiv, cu o ușoară corecție. Și în vlogul de ieri v-am făcut o comparație pe Bitcoin între octombrie 2023 și octombrie 2024. Acum, din punct de vedere istoric, strict vorbind de anul 2024, dacă ne uităm la Bitcoin, de obicei Bitcoin are tendința să-și înceapă lunile cu câte o mică corecție. Da? Cel puțin prima săptămână din începutul unei luni, după care urmează două săptămâni de creștere. Sau putem să ne așteptăm la finalizarea unei corecții pe Bitcoin. Poate că o să fie din nou până în 60.000. Acum, următorul val ar fi în felul următor, din ce m-am uitat ca analiză în piață, strict ca analiză tehnică. Avem o zonă de rezistență care s-ar putea să fie retestată în următorul val. Dacă ne uităm pe time frame, de exemplu, de o zi, pe daily, dar și dacă ne uităm pe 12 ore, s-ar putea să retestăm din nou 64.000, după care să mai printăm niște minime până în 59-58.000, unde avem o zonă destul de puternică de lichiditate. 45.000, cum argumenta cineva pe X pe Twitter la mine, din punctul meu de vedere, acum este exclus. Dar este doar părerea mea, așa că vă sfătuiesc să culegeți păreri din mai multe părți și să vi le asumați. Sunt om, am mai greșit și pot să mai greșesc, dar asta este părerea mea. Nu cred că, sau din punct de vedere a probabilităților, mă văd nevoit să spun că e mult mai probabil să mergem în următorul wall puternic pe care îl avem acum, adică în următorul zid puternic pe care piața l-are acum, următoarea rezistență importantă de la 70.000, decât să ne întoarcem înapoi în range-ul de la 45.000. Deci nu văd argumente suficiente în direcția asta. Decât dacă, Doamne ferește, nu știu, începe al treilea război mondial. Și atunci, clar, lucrurile se schimbă. Discutăm de alte lucruri. Dar deocamdată nu avem, avem ceva repere, dar nu avem o direcție clară și putem să zicem, bă, o să fim super anticipativ cu tot ce se întâmplă și ce pe al treilea război mondial. Nu avem lucrurile astea și atunci noi trebuie să lucrăm cu ce avem, da? Avem o mână de lucru, după aia funcționăm și pe aia lucrăm. Lucrăm cu ce avem, nu cu ce nu avem. Și ceea ce avem acum, că despre asta e vorba în cripto, să te uiți la ce ai, să aștepți diferite confirmări, să poți să identifici oportunități în baza celor confirmări. Cu ceea ce avem acum, cu mâna de lucru pe care o avem acum, doamnelor și domnilor, putem să ne gândim la zona de la 70.000 mult mai pronunțat decât, de pildă, de la zona sau decât să ne gândim la zona de la 45.000. Cred că putem să vedem în următoarele zile 64.000, o retestare sub nivelul de la 60.000, de unde să preluăm mai multă lichiditate, unde avem o zonă puternică de demand și pe daily și pe 12 ore, ca și time frame, și următoarele două săptămâni, adică începând cu data de 8-9 octombrie, să începem două săptămâni de creștere. Asta s-a întâmplat și conform Bitcoinului sau acțiunii prețului Bitcoin pe parcursul acestui an 2024 la începutul lunilor. Da? Plus că lunile din nou, octombrie, noiembrie, decembrie, tindem să credem că sunt luni favorabile. Da? Cam asta e părerea mea vis-a-vis de ce se întâmplă acum în piață. Grijă cu leverage-ul mare. Puteți să vă puneți ordine de sele, de stop loss în zone cheie, importante, în zone unde avem cerere și nu vă deznădăjduiți. Da? Nu vă gândiți la zone din piață fantomă, care din punct de vedere a probabilităților nu... sau avem un procent mic
să ne îndreptăm înspre ele. Vă salut cu mult drag, cu mult respect și vă doresc un weekend bun. Al vostru Robert.